centură să-i creu, nu o să fiu arestat. Este un abuz al DNA-ului și al miliției politice DNA. Abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat, coruperea legăturilor, conflict de interese, tentativă la abuz în serviciu sunt infracțiunile pe care procurorii DNA susțin că le-ar fi comis Nicușor Constantinescu. În ordonanța de reținere se arată că în cauză există date și indicii, din care rezultă că în cursul anului 2012, președintele Consiliului Județean Constanța și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile, plătind în mod nelegal activități sportive, cu bani ce au reprezentat plăți nerambursabile din fonduri publice. E vorba de fapte din perioada 2009-2015. Repet, mare parte din aceste infracțiuni sunt cele pentru care deja se dispusese începerea urmăririi penale în urmă cu un an, pe 14 ianuarie 2014. În plus, sunt câteva infracțiuni suplimentare care au fost reținute în sarcina domnului Constantinescu. În esență este vorba de infracțiuni de conflict de interese. Dosarul este instrumentat tot de procurorul Andrei Bodean. Constantinescu a fost arestat pentru 30 de zile.